Ziua, toată lumea, eu sunt Raul și el e mare, nu-l puteți vedea, dar îl puteți auzi. Da, taci din gură, taci din gură. Bine, azi o să sunăm niște numere ascunse. Primul o să sună la Pizza Craft. Azi am notat mai multe numere la Pizza Craft. A, da, gata, ăsta e, gata. Taci, taci. Bună ziua! Craft, bună seara, n-aș da telefon să-ți rog. Poftim? Bună seara, pizzeria Craft. Craft? Craft, da, Craft. A, n-am auzit bine, credeam că e Grigo. Nu e Grigo, e Craft. Da, aș vrea și o pizza omega foarte mică cu pește de rață. Pește de rață? Da. Bine, dacă doriți cu pește de rață, sunați la Grigo, da? Stai, nu m-am lăurit, asta chiar nu e Grigo? Da, o seară plăcută, la revedere! Bine, a fost epică farsa. Nu chiar epică, hai să sunăm la oameni de pe Mercator. Bă, nu bag un număr așa. Uite, hai că merge. Hai că merge. Niciodată nu avem noi noroc să ne și răspundă. Să fie cel din ăla să ne facă farsa. Da, 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 taci, mă. Când vorbesc, taci. Nu mai face cu ăla așa. Da, nu răspunde, bă. Dar cu partea răspunde. Unde poftim? Nu-ți răspunde ție nicio capră. Da, hai să băgăm al număr. I don't vorbe urât. Nu vorbe urât. Da. Punem pauză. Da, oameni buni, se pare că am mai găsit un număr de telefon. 0723 503 029, așa. M-a zis că merge. Persoana căutată nu are căsuță vocală Vodafone. Bine, haide să facem alt număr, da? Hai să sunăm. Sperăm să răspund. Bună ziua! Bună ziua! Am sunat să ieșiți la parte să vă ridicați laptopul Lenovo. Ce să ridic? Poftim? Ce să ridic? Laptopul Lenovo, cel de 3000 de ron pe care l-ați comandat de pe site. De pe OLX. OLX, n-am comandat absolut nimic, doamnă. La adresa dumneavoastră. Ce adresă? La adresa dumneavoastră. Dar ia zi ce adresă? La adresa dumneavoastră. Dar zi-mi adresa. Adresa dumneavoastră, ce nu înțelegeți? Doamne, adresa dumneavoastră. Adresa dumneavoastră. Spune-mi adresa, am zis. Nu știu adresa. Ce adresă? Păi nu știu, adresa care am comandat sau ce naiba ai făcut. Doamnă, vă rog frumos să vă calmați. Eu sunt doar cu telefonul și cu acelea. Treaba dumneavoastră e doar să ieșiți la poartă. Da, să ieși la poartă? Nu, așteaptă până ieși la poartă, bine? În 10 minute să fiți afară. Da, da, unde anume? În fața casei dumneavoastră sau blocului, ce aveți? Da, înseamnă că nu mă cunoști, băi, fă, nebună. Doamnă, calmați-vă, eu întreabă doar cu telefonul să vă anunț. Ceilalți se ocupă de adresări și de transport. Da, nu mă interesează, eu
n-am comandat nimic, dacă... Fiul dumneavoastră, nu știu, poate ați comandat din greșeală, dar tot ați comandat, nu mă interesează. Dacă visez la ora asta, îmi pare rău. Doamne, nu mă interesează. Ori ieșiți, ori chemăm poliția. A fost chiar epică farsa, puteți să recunoașteți. Dacă nu merită un like, nu știu ce mai merită. Poate pun un gru. Nimic? Na. Așa. Ajutați-mă, vă rog. Un psiholog ceva. Da, haideți să spun. Psiholog. Să mă ajute să-l mai jur. Formează. Se formează. Dacă și el spune. Vai. Păcat. Epic mega fail. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, poftiți, vă rog! Vă sunăm de la... Digi... De la Digi. Da? Cei cu telefoanele. Vă rog să ieșiți în fața casei sau blocului, nu sunt cu chestiile cu adresele, și să vă ridicați telefonul. Care telefon, domniță? De la Digi. Dar eu n-am comandat niciun telefon. Ba da, doamna, ați comandat un telefon. Eu n-am comandat. Doamnă, nu mă întrebați mâine, întrebați-vă pe dumneavoastră, chiar nu ați comandat. Mie așa mi-arată pe foaie, poate greșesc eu adresele, dar așa, că nu prea le greșesc. Ce adresă aveți pe foaie? Adresa dumneavoastră. Adică? Adresa dumneavoastră. Ce adresă? Lasă-mă-n pace. Adresa dumneavoastră o avem. Bine, ok, ăsta da, a fost un epic. Da, fă și altele, acum fac eu. Fac și eu. Bine, scrisă 7-0. 7-0. Băi tu. Mai cu poate merge. Gata. 07 scrisă de bine, na. Bă, dar nu mai babe. Opa, am făcut prea multe numere. La format, drag. Hai că stai. Să-ți fac mesageria vocală. Da, alea. Asta cred că merge, cred că da, merge. Să sperăm că va fi ceva. Alo? Alo? Să rămână! Să rămână! Sunt Pompiliu și Rubelniță, constructorul. Am venit să vă construiesc vila de 500 de milioane de euro.